Român mort în explozia de proporții de la o hidrocentrală din Italia, din zona Bologna. Este vorba de un bărbat de 45 de ani. Trei muncitori au murit în total, 5 sunt răniți, dintre care unul este în stare extrem de gravă. Alți 4 muncitori au fost dați dispăruți. Intervenția pompierilor este dificilă. A explodat la nivelul 8 sub apă la 60 de metri adâncime. Pompierii nu pot acționa decât până la 40 de metri adâncime, iar intervenția este extrem de dificilă. În urma tragediei, 3 dintre muncitori au murit pe loc. 4 sunt încă dați dispăruți, iar 5 au fost răniți și se află internați în spital. Printre cei decedați se află și un român, Petronel Pavel Tănase, în vârstă de 45 de ani. Bărbatul muncea pentru o firmă subcontractoare a centralei electrice. Pe 23 iunie ar fi împlinit 46 de ani. Presa din Italia a publicat conversația pe care unul dintre salvatorii care a intervenit la hidrocentrală a avut-o cu colegii lui. Un dezastru, scoppiata l'alternatore della diga al piano 8. Sono arrivato al piano 7 sott'acqua e dopo non si va più giù. C'è 3 persone sotto. Non si lascia andare. Impresionante. Minchia, ho tremato le gambe. Non ce la faccio più. Potrivit presei din Italia, cei 12 muncitori implicați în tragedie sunt angajați externi. O anchetă va fi deschisă pentru a se afla cauza exactă a exploziei.